Hai la primărie! Am revenit din nou în direct la emisiunea electorală Alegeri Locale 2012 aici la Someș TV. Invitatul meu din cea de-a doua parte a acestei ediții este domnul Gheorghe Benea, candidatul PDL pentru funcția de primar al municipiului Deci. Domnule Benea, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Și mă bucur că sunt din nou în fața și a dejenilor, cărora să le pot spune unele noutăți. În plină campanie electorală, discutam și cu invitatul meu din prima parte a emisiunii, vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Benea, cum simțiți că se desfășoară campania electorală, pulsul campaniei electorale până în momentul de față, cum vi se pare că decurge? Impresia mea după două săptămâni bune de campanie este aceea că lumea începe să prezinte interes față de problematica alegerilor, pe cine își aleg, pe cine își pun, ce se dorește, cu ce idei vin candidații, cu ce propuneri, cu ce soluții pentru problemele multe care le au și care le stau în față. Și acest lucru mă face să privesc puțin mai încrezător data de 10 iunie. Adică în sensul că interesul lumii face ca ei să se preocupe și să se prezinte la vot și într-un număr mai mare. Și cred că depinde și de prestația noastră a celor care venim în fața alegătorilor și ne susținem sau ne prezentăm ideile noastre de dezvoltare și de realizarea obiectivelor municipalității și atunci și această prestație cred eu că ar trebui să trezească acest interes. Crește interesul pe măsură ce ne adâncim, să spunem, în campanie electorală? Cred eu că devine mai interesant. Devine mai interesant pentru faptul că dacă la început, când știai că ai în față 30 de zile, nu, ziceai, bă, ce o fi, o să vedem, mai avem timp să ne gândim. E, acum se pare că timpul s-a restrâns, redus și atunci zice, băi, totuși, dacă mă duc la vot, trebuie să văd ce fac, ce îmi spun oamenii ăștia. Văd și din întâlnirile pe care le-am cu oamenii și la care participă număr din ce în ce mai mare și problematica ridicată. Deci este interes pentru acest lucru și eu mă bucur că la aceste întâlniri au început să vină oameni care ridică probleme, oameni care vin și îți pun probleme și îți creează probleme. În sensul că îți dau, îți spun, uite, aici trebuia făcut așa și nu s-a făcut așa, aici vrem așa și nu s-a făcut, deci dezbaterile cred eu că și cresc interesul. Vorbeam în emisiunea anterioară, la întâlnirea anterioară, vorbeați dumneavoastră despre acel angajament. În ce stadiu vă aflați? Spuneați că oamenii dumneavoastră vor merge din casă în casă, pentru a prezenta oamenilor angajamentul dumneavoastră. Spuneați totodată că dacă oamenii vor fi de acord cu acel angajament, nu este obligatoriu să vă dea și votul. Dacă vor semna, la un moment dat și veți ajunge primarul Dejului, pot să vină să vă ia la rost, să spunem. Să-mi ceară socoteală, am zis eu. Da, asta a fost termenul care l-am folosit. De ce nu ați realizat ceea ce ați promis și ceea ce scrie negru pe alb? Așa este și îmi mențin aceste afirmații pe care le-am făcut. Mai mult le întăresc prin a vă spune că el s-a finalizat, acest angajament, a primit formă finală. Zilele acestea voi urmează să se facă o ultimă instruire a oamenilor care vor bate din poartă în poartă, repet încă o dată, și împreună cu mine pe anumite zone și mai mult decât atât am montat pe proprietate privată, nu pe proprietate publică, deoarece n-am primit aprobarea primăriei pentru a monta pe spațiu public, două corturi, unul în centru Dejului și unul pe deal, în care o să încerc să fiu prezent cât mai mult și în momentul în care se va produce lansarea noastră la primăria, pentru primărie, la cursul întâlnirei de vineri, 25 mai, orele 18, la Sala Sporturilor, atunci după vom începe imediat această campanie și practic acest angajament va fi prezentat la fiecare
Dejan. Și în acest angajament sunt obiective pe care noi le-am găsit că presează asupra problemelor Dejului și a dejenilor. Sunt obiective pe care orice oraș ar trebui să le aibă deja realizate, nu să fie derealizat de acum încolo. Și sunt obiective care răspund necesităților Dejului și dejenilor pe toate domeniile de activitate. Economic, cultural, de agrement, de sănătate și de cultură, am spus, și partea agricolă, deci agricultură. Deci în toate domeniile acest program vine cu soluții, cu obiective. Repet încă o dată, el este asumat de către mine fără a cere nimic decât condiția dacă ajung primar. Deci dacă în data de 10 iunie dejenii îmi vor da votul, practic acest angajament devine operabil începând de data de 11, fără să se pună nicio condiție. Deci fără să zică nici greaua moștenire care ne este lăsată, nici vis-a-vis de colaborarea dintre primar și Consiliu, nici vis-a-vis de culoarea politică de la Cluj sau de la București, absolut niciuna din aceste condiții care am văzut că sunt invocate tot mai des, nu sunt puse de către noi în acest contract, în acest angajament. Ci doar faptul că primarul, dacă va fi Gheorghe Benea, își asumă rezolvarea acestor obiective. Nu însemnând aceasta că alte lucruri nu pot fi, care vor apărea pe parcurs sau care vor fi găsite vis-a-vis de colaborarea cu, hai la primărie, deci cu colaborarea cu dejenii, să nu fie luate în calcul. Nu ascund faptul că dacă vom găsi în celelalte oferte electorale lucruri demne de luat în seamă pentru dejeni, cu dragă inimă și cu tot entuziasmul și cu toată susținerea ne vom implica în realizarea lor. Deci, fără nicio problemă, dacă ele sunt bune și rezolvă una sau mai multe probleme ale dejului și ale dejenilor. Probabil oamenii, în momentul în care vorbiți de acest angajament, mă rog, se întreabă despre ce o fi vorba exact. Dacă e să mă duc dincolo de ceea ce presupune angajamentul dumneavoastră pe care nu l-ați prezentat în totalitate, doar... Am spicuit din el, da. Poate fi, să spunem, vorbim de încredere din partea oamenilor care vă acordă dumneavoastră și dacă ajungeți primarul Dejului să vă țineți de cuvânt vis-a-vis de acest angajament, pentru că nu putem să spunem că este un angajament sau un contract legalizat care are o bază legală. Vorbim de încredere la mijloc, vorbiți de încredere. Asta reiese. El este un angajament. Bine, acum nu poartă asta juridică că începând de mâine dimineață sau termene, pentru că el nu este azi, mâine sau pomine. Este pe toată perioada mandatului acest angajament. Deci și el este un angajament asumat și semnat. Deci nu promisiuni pe care le facem că de mâine veți trăi mai bine. Nu, de mâine ne punem la treabă toți, și primarul, și personalul din primărie, și Consiliul nou ales care va întruni voturile dejenilor, și programul cu care eu voi câștiga alegerile, devine program al aparatului primăriei. Repet încă o dată, dacă apar alte probleme, fie că ele au fost propuse ca soluții de către competitorii mei, fie că ele vor apărea din discuțiile pe care le vom avea prin sloganul Hai la primărie, cu fiecare dejan care are o problemă de rezolvat și crede că problema lui este una viabilă pentru Dej și este însușită de către partea tehnică a primăriei, atunci 100% le vom lua în calcul și acestea. Și le vom pune în acțiune. Iar problema principală, care eu consider că este a Dejului, este cea legată de crearea locurilor de muncă. Eu am prins în acest program angajament crearea 960 de locuri de muncă. Sigur că m-aș bucura foarte mult ca să pot cele 960 de locuri de muncă să le creez în primul an de mandat. Și până la final să le dublez. Dar cele 960 de locuri de muncă sunt exact identificabile, deci exact stabilite. Acolo, acolo, acolo. Deci în
vreo 3-4 locații în care mă bazez pe relațiile pe care le-am avut de-a lungul activității mele de manager în industria de celuloză și hârtie, pe baza relațiilor care le-am și a interesului manifestat de către potențiali investitori și chiar investitori strategici, de zona Dejului, de posibilitățile pe care Dejul le oferă și care nu au fost valorificate. Eu nu acuz pe nimeni. Doamne, iartă-mă, Doamne, ferește-mă. Nu dau vina pe nimeni. Eu spun că nu s-au făcut. Să-mi spună cineva că s-au făcut. Deci nu s-au făcut, nu s-au valorificat și atunci eu vin cu soluții pentru a le valorifica și a crea aceste 960 de locuri de muncă. Ce înseamnă 960 de locuri de muncă? Înseamnă că de mâine 960 de familii vor avea un susținător cu un salariu mai mare sau mai mic în buzunar și garanția, siguranța zilei de mâine pentru 960 de familii din Dej. Că poate trebuie 2960 de familii să aibă această siguranță, care nu au astăzi, nu neg acest lucru. Dar voi încerca, creând acest start de 960 de locuri de muncă, să creăm posibilitatea și pentru altele. Și eu vin și vă spun cu niște date perfect măsurabile, perfect verificabile. Am stat astăzi de vorbă cu un grup de oameni de afaceri și printre acești oameni era și fostul director economic al combinatului de celuloză și hârtie de la Dej. Și la o cifră pe care o am înaintat-o, domnia sa a confirmat-o, și anume faptul că sunt în perioada 1995-2005 plecau lună de lună din combinat între 4 și 6 miliarde de lei, 4 și 6 miliarde de lei, prin salariile care s-au dat angajaților. 6 miliarde de lei veneau în Dej, prin salariile lor. Acești 6 miliarde de lei se regăseau în activitatea de comerț din Dej, se regăseau în activitatea de servicii din Dej, se regăseau în activitatea de construcții din Dej, pentru că oamenii și-au cumpărat mașini, și-au făcut case, toate acestea au creat posibilitatea ca firme de jene sau din imediata proximitatea Dejului să aibă posibilitatea să-și angajeze oameni pentru a răspunde acestor comenzi, acestor solicitări. Lucru care poate fi confirmat de comercianții Dejului. Lucru care poate fi confirmat de băncile din Dej. Pentru că pe baza salariilor pe care le aveau, se duceau și luau credite ca să-și poată face casă, să-și cumpere mașini și așa mai departe. Băncile din Dej astăzi nu mai acordă credite, că nu au cui să le acorde. Nu le mai cere lumea. Deci, ceea ce vă spun eu că se poate face nu sunt povești, sunt realități. Combinatul de celuloză și hârtie din Dej a fost în perioada 1999-2004 cel mai mare exportator al județului Cluj. Și acum? Și acum, nu știu cine e cel mai mare exportator al județului Cluj, dar în orice caz, hârtie la Dej nu se mai face. Deci, sunt lucruri de natura evidenței care pot fi demonstrate prin cifrele care vorbesc. Deci, la Camera de Comerț și Industrie există datele la Camera de Comerț și Industrie din Cluj vis-a-vis de această afirmație a mea. Există datele legate de fabrica de celuloză, de hârtie, pardon, de la Petrești. Deci, ceea ce spun eu că acești investitori vor veni, vor investi în Dej, vor crea locuri de muncă, este o realitate. Cât de repede vom reuși să creăm condițiile ca să ei să vină mai repede, asta depinde de noi. Cum oferiți investitorilor? Păi, cu ce îi convingeți că merită? Parteneriatul public-privat, parteneriatele public-private, ce înseamnă? Acest lucru. Să le explica și telespectatorilor, oamenilor, din punctul noastră de vedere, cum vedeți acest parteneriat public-privat? Foarte clar. Primăria, autoritatea publică locală, are un teren. Are o locație. Are o clădire. Și sunt multe clădiri în Dej lăsate în părăsire. Dacă vă duc să vă arăt numai câteva, o să ziceți, păi de ce n-am făcut nimic cu aceste clădiri să le valorificăm? Nu știu, și eu mi-am pus întrebarea de ce nu le-am valorificat și le-am lăsat să se devasteze. Deci sunt aceste lucruri în Dej, există, terenuri, locații, case și așa mai departe, case nu locuințe, care pot fi
cu care primăria poate intra într-un astfel de parteneriat cu un potențial investitor. Nu știu, un prestator de servicii, un investitor în industrie, care vrea să facă, vă povesteam odată aici, material rulant, sau care vrea să facă LED-uri și becuri din acestea de economice pentru știți că este o hotărâre a comunității europene, ca începând cu 2014, mi se pare, să nu se mai folosească becurile acestea care sunt mari consumatoare de energie, ci să se folosească becuri economice care au un consum mult mai redus la un același grad de luminozitate pe care îl oferă de lux. Deci, aceste cadrele respective în care să se pună aceste corpuri de iluminat, se pot face îndeși. Deci cine ne împiedică? Cine ne împiedică să facem subansamble pentru Bosch și pentru DeLonghi la Deș? Printr-un parteneriat public-privat cu parcul industrial Tetarom, care și-a început activitatea în perioada 2000-2004, când eu eram consilier județean. Și cu directorul de acolo mă cunosc foarte bine, în plus Consiliul Județean, care are acest majoritate de acționari acolo la acest parc industrial, să pot face aceste lucruri la Deș. Deci v-am dat numai câteva exemple care le putem atrage. După aceea este partea de agricultură. Despre asta am să vă rog să vorbim după 30 de secunde. Am fost sigur că iar mă întrerup când îmi dau drum. De campanie, da, domnului Gheorghe Dănea, candidatul PDL pentru funcția de primar al municipiului Deș. Curte pauză. Hai la primărie! Ne-am oprit cu discuția la parteneriatul public-privat în agricultură. Vorbea domnul... Da, începuse... ...de campanie. Vă rog, domnule Benea, să ne spuneți, da, despre acest aspect. Deci, Dejul, deși este municipiu, este oraș, așa, are o, datorită structurii lui, are o zonă puternică și demnă de luat în seamă, agricolă. Sunt cartierele acestea de la Ogna încolo, Ogna, Pinticu, Șomcutu, Viile Dejului, care au un potențial agricol destul de remarcabil. Și acest potențial agricol poate fi folosit foarte, foarte bine și foarte eficient și pentru oameni, pentru proprietarii de terenuri din zonă, dar foarte eficient și pentru comunitatea locală. De ce? Pentru că aceste terenuri n-au mai fost tratate chimic, cu îngrășăminte, erbicidate și așa mai departe în ultimii ani, poate chiar mulți ani, și atunci ele se pretează foarte bine în a se constitui surse de hrană pentru produsele bio, care sunt foarte căutate la ora actuală, și aceste produse bio-agricole merg de la partea de legume, fructe, dar foarte important și cel mai bine se pretează această zonă și pe partea de creștere de animale, care la rândul lor produc produse bio. Ovine, caprine, partea de avicola, deci de găini care produc ouă pentru ouă bio, care sunt foarte căutate și care pot crea la rândul un număr de locuri de muncă, pot crea la rândurile o independență pentru cei care produc. Nu se câștigă, dar se câștigă suficient ca să ai siguranța zilei de mâine. Poți să ai câțiva angajați, fie că sunt membrii familiei tale, fie câțiva angajați din zonă, dar se pot crea astfel de posibilități. De ce? Pentru că terenurile există, ele sunt virog acum, deci sunt neexploatate și mai mult decât atât, primăria are astfel de terenuri în zona extravilană, aceste terenuri le poate oferi pentru un parc agroindustrial făcut în parteneriat public-privat. Tu, ca primărie, vii cu terenul. Dacă trebuie niște utilități, rezolvi și treaba să ajungă utilitățile în zona respectivă pe cheltuială primăriei, pentru că
aceste parteneriate public-private produc venituri și ele se întorc înapoi, fie printr-o bună negociere vis-a-vis de cât ești tu acționar acolo, fie prin taxele care se plătesc ulterior către primărie. Plus angajații. Și acolo, în aceste parcuri agroindustriale, se poate crea posibilitatea ca produsele bio, eco sau produse clasice, agricole, să fie prelucrate. Nu trebuie să uităm faptul că în Dej a fost, așa cum spuneam, că a fost ideea de a se face Solvay-ul să folosească sarea și să producă produse clorosodice, în Dej a fost o fabrică foarte renumită de suc de mere, care prelucra merele produse în zona aceasta și făcea suc de mere pentru export. Cred că în proporție de 90% se dădea la export. Numai ce mai scăpa. Și nu toată lumea înainte, pe timpul comunismului, putea să acceseze acest suc de mere, pentru că era natural, era 100% suc, deci nu era introduse alte chimicale în el. Și uite, o posibilitate care o putem relua. După aceea este treaba de a face conserve. La fel, a fost aici o fabrică de conserve. Eu nu zic să mergem să-l facem acolo unde a fost, că ce mai fi rămas acolo, nu știu, probabil niște clădiri sau o infrastructură. Mergem de la verde. Vine investitorul, își face, dacă știe el care aici în zonă mere cu care se poate să facă sucul, și investitorul ăla știe, indiferent că e italian sau francez, știe care desfacere dincolo. Deci nu trebuie să convingem românul. Vine ăla. Ăla vine, își face fabrica de suc de mere. Toate merele produse în zonă vin și le vindem la ALAC, dacă noi nu suntem în stare să facem produsul finit, și să dea la export. Dă la câțiva oameni de loc de muncă, să creează o infrastructură care după aceea se extinde. Pentru că parcul industrial care îl avem pe Vâlcele este un parc industrial privat. Primăria, cu câțiva ani în urmă, a investit acolo niște bani, a creat posibilitatea să fie energie electrică, gaz metan, apă, stradă, acces de drum, trecerea la nivel cu calea ferată și așa mai departe. S-au băgat niște bani. În mod normal ar fi trebuit, ca să ne preocupăm în continuare, să aducem acolo investitori care să folosească acel potențial creat prin cheltuiala publică și de acolo să se întoarcă banii înapoi. Pentru că la ora actuală sunt în parcul industrial respectiv, acolo sunt vreo 1200, 1500, chiar 1500, că sunt două firme, 1500 de angajați acolo. Acești angajați plătesc taxe lună de lună care vin la primăria locală. Puteau să fie poate nu numai 2, puteau să fie 5 sau 10 sau 15. Credeți că prin acest parteneriat public-privat de care vorbiți dumneavoastră s-ar revigora economia locală? Da. Este o revigorare a economiei locale, folosind potențialul locului, dar nu numai. Pentru că poți să dacă vorbim de parteneriat public-privat, nu numai pe partea de aceste parcuri agroindustriale, ci și de cealaltă natură, de parte strict industrială, atunci poți să aduci investitorul străin care să vrea să vină să producă aici. Dumneavoastră credeți că atunci când combinatul de celuloză și hârtie din Dej era cel mai mare exportator al județului Cluj și era clar că era rentabil, nu se mai vrea să se facă hârtie sau celuloză în România? Se vrea. Condiția este să-l convingi și să-i prezinți argumente tehnice și economice, în special economice, pentru care omul care face hârtie în Turcia, în Bulgaria, în Ucraina, în Moldova nu prea. Așa, vorbesc de zona asta din jurul nostru, chiar și în Ungaria. În Ungaria este fabrică de hârtie în imediată apropierea graniței cu România, care folosește masiv maculatură din România. De ce nu putem face o fabrică de hârtie în zona Dejului care să folosească maculatura din România? Să nu se mai ducă maculatura care se colectează în România, să meargă peste granițe și să se folosească aici. Folosim o resursă recuperabilă, da? Nu folosim masiv masele noastre, ci folosim maculatură. Deci reciclarea este la ea acasă și a început să se practice și în România. Nu numai pe partea de hârtie, ci și pe alte domenii. Și vorbesc în cunoștință de cauză. Și în ceea ce privește reciclarea maculaturii, și în ceea ce privește reciclarea
peturilor, să nu le vedem pe, pe Valea Someșului sau pe toate văile din, din Amontele, din Amonte de Dej, umplând la fiecare creștere a nivelului apelor, râurilor, umplând toate zonele și rămânând agățate de, de toate salcile de pe malul apelor și creând o, o zonă de disconfort foarte, foarte puternică și creând probleme de, de mediu. Deci, v-am dat numai câteva exemple pe care le putem porni din data de 11 iunie. Nu te așteptai, cred că să zic de mâine, nu de mâine, din 11 iunie. Există parteneriate public-private la Dej din ceea ce, din, din ceea ce știți dumneavoastră? Care este situația? Eu nu știu să existe astfel de parteneriate public-privat. S-ar putea să existe, nu am datele ca să pot, dar în orice caz este nesemnificativ, deci potențialul este nesemnificativ față de ceea ce se poate realiza. Și repet încă o dată, autoritatea publică locală, în speță primăria, nu trebuie să-și folosească decât potențialul existent. Dacă avem terenul, avem locația, stabilim printr-o negociere corectă, transparentă, condițiile în care intră primăria în acest parteneriat, dacă trebuiesc, mă refer la terenurile din afară sau așa, aduse apă, energie și așa mai departe, le aducem, le rezolvăm și acest parteneriat poate să producă imediat. De exemplu, sunt situații foarte critice. Firmele care există la ora actuală pe platforma industrială Nord, cele unde era fabrica de fibre, fabrica de celuloză chimică, combinatul de celuloză și hârtie, deci sunt cu sabia lui Damocles deasupra capului pentru faptul că nu au posibilitatea în momentul în care, de exemplu, ceea ce a mai rămas din fostul combinat de celuloză și hârtie, nu-și plătește energia electrică, ele rămân fără posibilitatea de a avea energie electrică. Nu-și plătește apa, rămân fără apă. Deci, de ce? Pentru că nu au soluție, nu s-a stabilit ca să aibă soluție pentru aceasta. Și sunt firme, mai mici sau mai mari, care sunt plătitoare de taxe, care sunt la zi cu toate taxele către municipalitate. Deci, n-au datorii, n-au... Și am uitat de ele. În toată structura aceasta care s-a creat. Acest parteneriat public-privat crezi că este convenabil pentru toată lumea? Mă refer aici pentru administrație, pentru investitor? Un astfel de parteneriat trebuie să fie convenabil și profitabil pentru toți partenerii care intră în acest parteneriat. De ce? Trebuie să fie profitabil pentru primărie, trebuie să fie profitabil pentru investitorul respectiv, că el își aduce utilajele, își aduce materia primă și toate cheltuielile ulterior. Primăria doar își folosește ceea ce are astăzi și nu produce nimic pe ele. Deci vedeți câte viroage sunt în zona ceea ce se cheamă Dej, legat de și care este proprietar primăria nefolosită, câte locații sunt în orașul Dej neutilizate și pe care eu în programul meu am prevăzute să facem parteneriate cu, am sărit la altă problemă acum, să facem parteneriate cu biserica, cu bisericile, indiferent că este ortodoxă, catolică, romano-catolică sau greco-catolică sau cultele neoprotestante, să facem parteneriate pentru a putea aceste spații să fie folosite de oamenii în vârstă și singuri, ca un loc în care să poată să socializeze cu oameni de vârsta lor, să poată să aibă un tratament medical și duhovnicesc corespunzător, pentru ca omul să nu se simtă părăsit, să nu se simtă abandonat. Și în aceste spații pot fi finanțate, primăria pune la dispoziție spațiu, iar finanțarea activității în continuare prin parteneriatul cu bisericile se poate face prin donații și sponsorizări. Deci sunt convenabile aceste parteneriate private pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea, fără niciun dubiu. După aceea, în Dej și în zona Dejului, aceste zone neutilizate astăzi, și mă refer în primul rând în zona de sate, Viile Dejului, Șomcutu, Pinticu și așa mai departe, chiar și Ogna, sunt depopulate, oamenii sunt în vârstă acolo, nu mai au posibilitatea. Venirea unor astfel de investitori ar crea posibilitatea ca aceste terenuri să producă
și să producă imediat printr-o îngrijire a lor și o intrare într-o treabă centralizată așa de întregului teren și producând aceste terenuri, automat se creează posibilitatea ca ele să ducă la mai bun și pentru oamenii care au aceste terenuri și nu le folosesc astăzi. Numai prin faptul că le-ar închiria sau le-ar ceda sub o anumită formă. Domnule Benea, timpul a trecut... Am avut încă multe de spus, dar dacă n-ai vrut să mă lași, am văzut că... Noi o să ne mai întâlnim pe parcursul acestei campanii electorale foarte pe scurt pentru cei care ne-au urmărit un mesaj. Mesajul meu este unul foarte direct. Vă chem, vă invit pe toți în data de 25 mai, deci vineri, la orele 18, la Sala Sporturilor, unde va avea loc lansarea mea și unde veți primi aceste angajamente, aceste contracte care au pe ele, au în componența lor toată structura și propunerea mea pentru dezvoltarea Dejului în următorii 4 ani. Vă mulțumesc frumos, noi luăm scurtă pauză, acum revenim cu următorul invitat. Rămâneți cu noi! O seară bună! Hai la primărie!